Mulțumesc foarte mult, domn profesor, doamna secretar de stat, onorată audiență, doamnelor, domnișoarilor și domnilor. Sunt foarte impresionat să văd atât de mulți tineri alături de noi astăzi. Nu cred că am mai avut niciodată o audiență atât de tânără. În general, noi facem conferințe și dezbateri cu mediul de business și această temă este de importanță ca și multe alte teme pe care le-am abordat împreună, fie că vorbim de insolvență, fie că vorbim de teme legate de fiscalitate, unde interesul este maxim. Camera de Comerț, după cum știți, a fost înființată în 1864 prin decretul domnesc 1363 al domnitorului Cuza, an în care, practic, au fost înființate mai multe instituții ale României moderne, că vorbim de Senat, că vorbim de Bursă de Valori, că vorbim de Curte de Conturi, că vorbim de Academia Română, care s-a înființat cam 2 ani după oficial, dar bazele erau puse să se înființeze tot în 1864. Deci avem o istorie. Avem o istorie care e legată și de un istoric al camerelor de comerț la nivel mondial, pentru că trebuie să știți că singurul brand al mediului de business pe care îl găsiți oriunde în lumea aceasta sunt aceste trei cuvinte: cameră de comerț. Prima cameră de comerț, Marsilia, 1599. Revenind la actualitate, după cum știți, camerele de comerț în perioada comunismului au fost blocate, au fost închise cele județene, dar nici regimul comunist n-a închis totuși Camera Națională, Camera de Comerț a României, din motive de diplomație economică, pentru că și liderii comuniști ai vremii, când erau undeva invitați prin străinătate, erau paradoxal invitați la camerele de comerț respective, așa li se punea în agendă. Și atunci principiul simetriei și să aibă și ei ceva de spus, ziceau că avem și noi camere de comerț, ceea ce era adevărat. Revenind după Revoluție, într-adevăr, noi suntem întemeitorii Registrului Comerțului. Registrul Comerțului a plecat de la zero. Camerele de comerț la momentul respectiv, primind doar o lege, și atât, nu s-a primit niciun scaun, nici o masă, nu mai vorbim de computer, nu s-a primit absolut nimic și practic a fost clădit de la zero cu aportul agenților economici care începeau să se înființeze după Revoluție. Eu n-am fost niciodată un om care să ascundă sau să cenzureze ceva, aș putea să zic că fiecare cărămidă din acest sediu, așa cum fiecare cărămidă la orice cameră județeană, a fost pusă de un agent economic care a trecut pe la Registrul Comerțului după Revoluție. E o realitate, pentru că, până la urmă, din acest registru, camerele de comerț au reușit să aibă un patrimoniu pe care, nu știu, astăzi vedeți Camera de Comerț a României, dar vă asigur că în orice județ ați merge, veți găsi o cameră de comerț cu un sediu mai mare sau mai mic în funcție de potențialul economic al județului. Revenim la lucrul cu care noi ne-am confruntat pe această perioadă și mai ales de când am pierdut Registrul Comerțului în 2002, când a fost transferat la Ministerul Justiției. Noi, în urma datelor de la Registrul Comerțului, ne creăm o imagine permanentă asupra economiei naționale. Foarte puține instituții, de fapt, cred că suntem singura instituție capabilă să vină cu niște statistici de care decidenții politici chiar au nevoie. Adică, în urma mixării acestor baze de date între cea a registrului și cea a finanțelor, putem să spunem astăzi că avem 76 de agenți economici privați români peste 100 de milioane de euro cifră de afaceri, că între 50 și 100 de milioane avem 150, că între 20 și 50 avem 692,
că între 10 și 20 avem 1440. Deci sunt lucruri care îl ajută pe decident, zicem noi că ar trebui să-l ajute în luarea unor decizii, pentru că vis-a-vis de dialogul social, noi totdeauna am sugerat să discute merele cu merele, nu merele cu perele, adică sunt societăți, așa cum v-am spus, cei peste 100 de milioane, nu poți să-i pui totuși cu tot respectul la aceeași masă cu micro-întreprinderea, pentru că nu este aceeași agendă de lucru, nu este aceeași structură de societate. Eu mă bucur că prin această lege se pun bazele unei digitalizări accentuate a Registrului Comerțului, un lucru de care era mare nevoie. Noi sesizăm de câțiva ani niște discrepanțe între cei care depun bilanțul și cei bilanțul la fisc și cei care figurează activ și în funcțiune la Registrul Comerțului. Și astăzi vă pot spune, de exemplu, că la registru figurează activ și în funcțiune 1.106.000 de firme și au depus bilanțul 802.243. Deci e o diferență cam de 303.000 de firme care nu se regăsesc nicăieri. Dacă mi-aduc bine aminte, pe undeva la 2014 diferența era de 140.000. Și cam așa se întâmplă, când nu se iau măsuri coercitive, acest gap s-a adâncit. Peste un an erau 160.000, după aia au trecut pe la 190.000 și tot așa și iată că am ajuns pe la 303.000. Eu sper că acest lucru se reglementeze într-un fel prin această digitalizare administrativă, să văd funcționând sau bazele de date ale finanțelor și Ministerului Justiției să aibă, să spunem, o eroare materială de, eu știu, poate chiar câteva mii de firme, dar niciun caz cifre de dimensiune acesta, având în vedere că vă dați seama cât înseamnă 303.000 raportat la 802.000 care au depus bilanțul. Deci e colosală diferența. Și aici noi ne-am luat așa o autotemă, dacă vreți, pentru că noi vrem să se ia ținta de pe spatele agenților economici care depun bilanțul la organele fiscale. Până la urmă, tot efortul financiar și tot efortul pentru a ține țara aceasta stabilă macroeconomic, îl fac cei 802.243 care au depus bilanțul. Deci vrem ca aceștia să fie mai ușor controlați sau mai să se ia această țintă de pe spatele lor și să vedem și să încercăm să ajutăm statul să găsească alte ținte pentru echilibrarea bugetară. Nu doar tot acești eroi de servici care depun bilanțul an de an. Au fost niște puncte, repet, sesizate de noi, dar în orice caz, dacă s-ar uni aceste două baze de date, probabil am ajunge și la niște statistici mult mai clare vis-a-vis de dinamica economiei naționale, pentru că, repet, aceste cifre ne ajută să provocăm acel dialog social pe categorii. Pe categorii de societăți comerciale, dacă vreți, pe categorii de cifre de afaceri, pe categorii de naționalitatea capitalului. Sunt niște lucruri care contează foarte mult în luarea unor decizii. De aceea și de multe ori le spuneam și decidenților, dumneavoastră, decât să chemați tot felul de organe asociative care nu știi până la urmă pe cine reprezintă, dacă vreți să stați de vorbă cu agenții economici peste 100 de milioane de euro, cred că toți avem săli să primim 76 de agenți economici, nu? Iată sala aceasta, dacă n-are guvernul. Vă asigur că au și ei săli unde pot introduce 76 de oameni. Chiar și la etapa a doua, la cei între 50 și 100. Deci, toți avem săli de 150. Pentru că, repet, sunt subiecte diferite, sunt abordări diferite, sunt dimensiuni de firme diferite și nu e bine să le mixăm. De aceea noi avem și
și statistici, dacă vreți, legate de capitalul românesc versus capitalul străin, pentru că, știți, au fost în spațiu public foarte multe polemici de domne, se expatriază capitalul, profitul, vin străinii, fac bani aici și pleacă cu banii afară. Nu este pe de-a întregul adevărat. Tocmai din aceste baze de date ale Registrului Comerțului și ale Finanțelor, am fost capabil, de exemplu, să vedem că există 749.466 de firme 100% capital privat românesc versus 27.337 100% privat străin în România. Deci să fiți atenți la o diferență. De 16 ori suntem mai mulți ca ei. E, și venim la alte lucruri care contează. Noi, 196 de miliarde de euro cifră de afaceri, ei 130. Deci iată că nu mai este de 16 ori. Noi plătim pe taxe pe forța de muncă 23,4 miliarde de euro, ei plătesc 15,6. Deci iată că nu de 16 ori. Ajunge și la profit. 23 noi, 9 ei. Deci iată că nu-i de 16 ori. Și cu ultima comparație mă opresc, pe alte taxe, terenuri și așa mai departe, românii plătesc 1,84 de miliarde de euro, străinii 1,36, iată că nu de 16 ori. Și atunci ne-am dat seama că totuși străinii care au 100% business în România se poartă destul de corect față de România. Unde sunt ticăloșiile? Unde statul mai este încă acționar. Unde statul mai este acționar, unde statul are niște pacienți prin consiliile, pacienți cu ghilimele, prin consiliile de administrație și acolo sunt marile probleme. Și dau și un exemplu prescris și mă opresc, Daewoo Mangalia, privatizată de pe timpul domnului Văcăroiu, cu o existență de 20 de ani în România, n-a înregistrat niciodată profit. Daewoo Mangalia, având permanent în Consiliul de Administrație doi tovarăși desemnați de Ministerul Economiei. Vă asigur că acești doi s-au făcut vreo trei autobuze în 20 de ani. Adică nu sunt chiar doi. Nu, că s-au rotit de toate culorile politice posibile și imposibile. Cred că au fost și PSD și PNL și penețiști și peremiști, cred că au fost. S-au strâns vreo trei autobuze de foști. Ai naibii n-au spus niciunul, nici măcar pe surse. Dom'le, ce s-a întâmplat acolo? Că undeva orice firmă, după cum știți, pe undeva după 9 luni, poate să-și facă un previzionat cam cum vor închide anul financiar. Și atunci, în ultimele 3 luni, apăreau tot felul de contracte. De consultanță, de tot felul de năzbâtii, de avocați de principiu și așa mai departe. Ca să crească cheltuielile, să diminueze profitul. E, aici sunt problemele și astăzi, vis-a-vis de așa zisa plecarea profitului din țară. Acolo unde statul mai este acționar și unde sunt tovarăși în consiliile de administrație desemnați de statul român. Din păcate, lucrul acesta este văzut ca o recompensă și oamenii aceia, nu știu, ori nu înțeleg ce fac acolo, ori nu vor să spună la nimeni ce fac acolo, dar este una. Dar, repet, toate acestea au plecat din aceste baze de date pe care le-am obținut și vreau să-i mulțumesc, doamne secretar de stat, pentru modul de lucru pe care îl avem cu dânsii și pe care, la fel și cu organele fiscale, care ne-au ajutat să punem cap la cap aceste date. Eu sunt puțin mai tehnic, sunt inginer, nu am studii juridice, mă opresc aici, a fost o introducere din partea Camerei de Comerț a României, încercăm să ținem steagul sus și pe diplomație economică și pe legislația aceasta macro care ne interesează pe toți.